Domnilor, Nelson Mondialu vă salută. După cum vedeți, a venit vara. Vara e un exponent de melancolie, unde poți ca să, cum să vă explic eu, să-ți areți, pentru că e căldură, să-ți areți corpul, trupul. Ori ai un corp asimetric după anumite statuete, cum ar fi Rodos și alți Da Vinci, ori ai unul derutant. Înțelegeți? Din cauza asta, dacă vine vara, trebuie ca să îți îi dai trupului și corpului tot ce îi nevoie. Chiți? Înțelegeți? Atât pentru asimetric, care are conserve pe ei și alte ridicături de denivelări de mușchi, cât și pentru ăia care are corpul derutant, dar îs bine făcuți. Înțelegeți? De ce? Hainile trebuie să stea pe ei corpulent, strâns. Așa se poartă cămașa. Acum, indiferent, domnilor, de situație, cum îl ai corpul, cum nu îl ai, înțelegeți? Cămașa trebuie să stea strânsă. Nu să fluture, că dacă flutură, ești alergător. Ești alergător, domnule, pân parcuri, pân știu eu ce, înțelegi? Uitați, de exemplu, la mine, domnilor, uitați. Gândești că ăla, cum îl cheamă, a uitat ăla cu șapca aia șeria sus. Ce e poțiunea magică. Tie tata Nețo Mondialu. Domnilor, să trecem la ce ăsta de vară. După cum vedeți, tricoul ăsta Dolce Cabana îl mai ținem. Pentru că e Dolce Cabana, e Sidney O'Connor, nu, Whitney Houston, în amintirea ei. Cine în amintirea ei poate să-mi fumezi și țigări Houston. Înțelegeți? Ăsta-l punem deoparte, domnilor. Din coace mai avem un tricou, polis, NIPD, îl pun și pe ăsta deoparte, chiar dacă, nu, e elastic, ăsta e foarte elastic, înțelegeți, am și șapca de la NIPD, firma îi, domnilor, mamă ce tare, cea mai tare aia firmă chinezească, înțelegeți? Nu Muay Thai, este o firmă chinezească foarte tare sau japoneză. Deci îl punem și tricoul ăsta aici. Cămașa asta mi-aduce foarte multe, foarte multe amintiri, să ne uităm la Guler, e în regulă, e Polo. Să ne uităm la ăsta, să vedem dacă mai mi-e bună. E tata Nețo Mondialu, avăla. Wow! Am impresia că mi-e foarte bună. Asta la un pantalon scurt, domnilor, căluțul e aici, la un pantalon scurt merge perfect. Ce mă place asta. Asta iară mi-aduce aminte, deci asta o am, băi băieți, cam din 2006, din Cehia sau Croația, înțelegeți? Mi-o las și asta, că foarte, foarte bine mă prinde pe mine, mi-o las și asta, am o poză pe Facebook cu ochelarii cu șapca aia, deci foarte mă prinde pe mine, deci o lasă asta, am ciordit-o dintr-un magazin din Cehia. Ăsta nu știu ce să zic, mâncavaș Mustang. Apoi eu, bă, oameni, dacă n-am mașină Mustang, iui, să vedem. Liana, mi-e bună! Gât! Ați să futu' gura, mătii, mama, am slăbit! Wow, ce bine mă prinde culorile astea. Na, Mustang, dar în cămașă Mustang. Deci cu mine nu-i loc, înțelegeți? Bun, trecem la persivități. Asta e cam cămașă grosă, tot de la Polo, domnilor, roza sină, înțelegeți? Asta, la un costum, la o din asta, mă prinde elegant, foarte bine. Liana a slăbit, bagă măta. Mamă, ai și mă șerută eu cu nașa și am slăbit. Wow, ce tare! Che bello când sei magro. Înțelegeți voi cum stă treaba. Să nu margă în carne, chiți. Cam așa asta, după cum vedeți, thriller.
asta e o cămașă thriller de la Tom Tyler. De la Tom Tyler. Dar cred că thrillerul ăsta nu se mai poartă. Nu știu dacă se mai poartă. Mâncața deja e și gălbejită, mă și strânge, asta o aruncăm. E foarte tare cămașa asta, poate îmi găsesc un prieten la care să-i o dau. O punem pe reversă. La unchiul Boghi ar și bună, dar ăsta, după cum vedeți, e crocodilul. Are tata crocodilul și pe față și pe spate. Mă! Hă, ițiții aici, ițiții, voi ce ziceți, cămașa asta, domnilor, o pun și asta la, dă-o la cineva. Bun, avem din coace Tommy Hilfiger, foarte dragă mi-a fost și cămașa asta, dar... Asta e un țiții. Mamă, ce mare e asta. Asta cum carul meu suport. Asta e un țiții. Un cavaș cu mânecă lungă. Asta numai dacă o dăm să-i taie mânecile jos și suntem băieți. Înțelegeți? O punem deoparte. Suntem băieți. Sau apar într-un clip gypsy. Domnilor, mamă, cam tot Tommy. Iuhu! Tommy! Încă un Tommy cu mânecă scurtă. Doamne, dă să-mi fie bună. Doamne, dă să-mi fie tună. Domnilor, nu trag burta, că dacă trag burta, mă păcălesc pe mine. Să nu în cont că îs... Deci, cum să ziceți? Pe corp. O ții pe corp. E bună. E bună, călcată, aranjată, îți nărs-o mondialul, mamă, brațele astea, nu. Asta trebuie încă aici, pe aici, îi luăm, nu știu. Vedem, domnilor, o punem la recuzită. O punem la recuzită. O cămașă Lolo, o dăm în partea aia. Asta e de la Serios. Cămașă de costum, domnilor. Asta mi-am cumpărat-o eu atunci când a fost... De Crăciun, de m-am dus, de m-am făcut cumpărături de Crăciun. Wow! Mama, mi-e bună! Mă pace! O punem și asta deoparte. Asta, după cum vedem, e un... Asta e de la Provident. E de la Provident, nici nu mai o pe mine, o trec pe ăla, că mi-amintește de... Asta e asta de la Chietata Nețo Mondialul, de la Moschino. Asta de la Moschino, așa mă pace cu Moschino, asta e cu glugă, stați că e întorsă pe dos. Vedeți? Asta nici nu mai așa, o pun acolo. Încă o cămașă Calvin, de la Calvin, foarte tare. Eu, asta n-are rost, că deja asta când eram și eu mai tinerel, nu e bună, e foarte tare modelul. Ia uitați cu ce din ăsta de nasturi, cu 1, 2, 3 din aia rânduri de nasturi care să dai peste cap. Giumul. Mai avem încă o cămașă de la Calvin, albastru ăsta, azuro. Este un azuro, domnilor, să vedem cum bag mâna bine, este un azuro de școlari. Dar azuro ăsta de școlari mă cam cuprindem din laterale dubioase. Domnilor, după cum ați văzut, am făcut recensământul. Liană, partea de la tablou, zvâr, partea asta lantă. Și mă și arătă eu.
mâncare cu cămăși. Asta sunt ele. Asta la gunoi? Pune-le, dă-i-le la Petrica. Asta la gunoi, nu? Nu! Ce, mă, dar ce ți-ai atâtea haine? Vine, mă, la gunoi toate. Dăm la abu, tot. Mama, dacă tu spui așa, ți-a făcut-o hermetic. Liana bagă detergenți din ăia interes. Dar tu tăi le bagi la spălat? Dar normal, că pus... Tu! Și ale care i-am zis că nu-mi trebuie? Nu, mă, alea sunt acolo. Nu le vezi. Unde? A? Bun. Dar nu le și spăla. Și așa scurache. Și așa scurache, măi, în cavaș. După cum vedeți, oala mea cu totoșul e acolo. În oală avem ciurigale. Vățuc, e tata de țău, bă, dialu.